Vlad, felicitări pentru câștigarea Cupei României Under-17, o partidă disputată, un succes categoric pentru Farul Under-17. Da, mulțumim, sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm cupa, acum ne așteaptă două meciuri, Super Cupa și lupta pentru locul 3 din campionat. Sperăm să facem tot la fel, un meci foarte bun cum am făcut pe acesta și să le câștigăm pe toate. Cum ai simțit meciul din teren? O căldură destul de mare? Da, a fost o căldură, mai ales la ora 11 pe un sintetic. A fost o căldură infernală, dar ne-am adaptat și am câștigat cupa. Suntem foarte fericiți. Ați controlat jocul, ați avut cele mai multe ocazii, nu ați primit gol și ați marcat de 3 ori. Unul dintre goluri reușite de tine, felicitări! Mulțumesc, da, toată lumea și-a făcut treaba. Prin prisma faptului că toată lumea și-a făcut treaba, am și câștigat cupa. Vrem să câștigăm Super Cupa pentru ca să ne luăm revanșa din semifinale cu Craiova. Adi, victorie pentru Farul 17 în finala Cupei României, trofeul la Constanța. Da, asta ne-am propus, să câștigăm cupa și suntem fericiți că am luat locul. Ai deschis drumul spre victorie, primul gol al finalei marcat de tine. Mi-a dat o pasă bună și am deschis scorul. Felicitări și pentru titlul de cel mai bun jucător al finalei. Important e că am câștigat într-un meci și vreau să țin tot așa și sunt fericit că am luat cel mai bun jucător al finalei. Vin acum ultimele două meciuri ale sezonului, Super Cupa și finala mică din Liga Elite Under-17. Ce vă propuneți? În Liga Elitelor să luăm locul 3, măcar atât, dacă am reușit să pierdem într-o semifinală, și în Supercupă să facem o figură frumoasă și să bate campioana. După un sezon greu vine și vacanța, dar apoi cu siguranță te gândești la sezonul viitor. Ce îți propui? Vine o vacanță, este o vacanță scurtă, trebuie să ne încărcăm bateriile, dar după trebuie să revenim în forță, să câștigăm locul 1 și în campionat și la celelalte categorii de competiții. Domnule Mihu, felicitări pentru câștigarea Cupei României Under-17, un succes categoric 3-0 în finala cu CFR. Mulțumim frumos, o victorie minunată în fața unui public extraordinar care ne-a susținut până la capăt. Cum s-a văzut meciul de pe bancă? Vă dați seama că la orice meci există o tensiune și am sperat până la capăt că noi vom ieși învingători. Nu am avut până la urmă semne de întrebare, am considerat că suntem echipa mai bună și am reușit să învingem categoric. Băieții au trecut peste ratarea finalei mari a Liga Elitelor, acum vor mai avea două partide importante, Supercupa și finala mică în Liga Elitelor Under-17. Da, a fost un moment dificil, am reușit să ne regrupăm și să facem un meci bun, să câștigăm cupa. Acum ne așteaptă finala mică, unde vrem să demonstrăm din nou că ratarea calificării în campionatul elite a fost o scăpare și, bineînțeles, de-abia așteptăm Supercupa României, să întâlnim campioana din campionatul de elită și, bineînțeles, facem un meci frumos să câștigăm. Se apropie finalul sezonului, un sezon a fost destul de greu, trebuie să-i țineți în priză pe băieți. Da, asta e cea mai grea perioadă, să rămână conectați, să rămânem antrenați și să reușim să putem să ducem meciurile până la capăt și să avem și o evoluție foarte bună.